lenjerii de pat, perdele, o sobă de teracotă plită din font, aparatură electronică, veselă, servicii de înghețată și cafea, ori ustensile de pescuit. Acestea sunt doar câteva din obiectele ce au fost găsite de polițiști la perchezițiile domiciliare. Razile s-au desfășurat în comunele Toporu, Răsuceni, Ghimpat și Izvoarele din județul Giurgiu și au fost făcute de lucrători ai Poliției Municipiului Giurgiu, Biroului Rutier, Secțiilor de Poliție Rurală 4 și 5, Serviciul Criminalistic și Serviciul de Acțiuni Speciale. Scopul acțiunii a fost acela de a depista persoanele care dețin bunuri provenite din comiterea unor furturi comise la sfârșitul anului trecut și până în prezent. Polițiștii au efectuat 3 percheziții domiciliare la 3 locații din comuna Răsuceni, județul Giurgiu, ocazie cu care au fost ridicate mai multe bunuri în vederea continuării cercetărilor, fiind vorba despre cauciucuri, jante, auto, obiecte de mobilier și uz gospodăresc, scule și conductori electrici, aparatură electronică, bunuri care sunt suspectate că provin din comiterea mai multor spargeri de locuințe și case de vacanță de pe raza de competență a secției numărul 4 de Poliție Rurală Ghimpați. Totodată s-au efectuat activități procedurale constând în predarea către părțile învătămate a bunurilor ridicate și recunoscute de acestea. La acțiune au participat 30 de poliții și a avut scopul de a asigura un climat de siguranță civică și diminuarea fenomenului infracțional. S-au constatat 24 de contravenții pentru care au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de aproape 6.000 de lei. Polițiștii rutieri au aplicat 23 de sancțiuni contravenționale privind circulația pe drumurile publice, reținând un permis de conducere. Totodată cu această ocazie, polițiștii au efectuat acțiuni pentru prevenirea și combaterea activităților ilicite cu produse agroalimentare sau provenite din contrabandă, prin care se aduc prejudicii importante bugetului de stat, desfășurând activități specifice pentru constatarea faptelor antisociale, de genul evaziunii fiscale, comerțului ilicit, transporturi de bunuri și produse agroalimentare fără documente de proveniență.